Bun găsit, stimați prieteni, continuăm seria emisiunilor de Crăciun, invitații speciali, discuții speciale. Cineva spunea că despre Crăciun, că este acea perioadă când ai dor de acasă, chiar dacă ești acasă. Alături de mine se află domnul Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean și în același timp domnia sa este și implicat politic, dar asta este discuție, este în Partidul Moș Crăciun. Bine ați venit, domnule Apostol. Bine v-am găsit în casa lui Moș Crăciun. Și mă bucur că ați intrat în jocul nostru. Cu drag. I-am rugat pe invitați dragi prieteni să aducă obiecte din copilărie, obiecte de care sunt atașați, obiecte evident vechi. Căciula aceea a lui Moș Crăciun, pesul lui Moș Crăciun, chiar este din povestea de acum 30 de ani, 30 și? Este, da, este mai veche, de asta și nu mai mă cuprinde acum, e un pic mai mică decât mine, dar chiar este, cred că prima căciuliță din câte mi-aduc aminte de Moș Crăciun de pe timpul când eram și eu copil. De la serbare sau de unde este? Da, de la unul din evenimentele din copilărie. Spuneți-mi, vă rog, a ce miroase Crăciunul dumneavoastră? Crăciunul miroase așa a istorie, a poveste din copilărie și îmi aduc ce aminte despre bunici, despre sărbătorile cu majoritatea familiei reîntregite acasă și despre evenimente cu multă zăpadă, ceea ce ne cam lipsește în timpurile noastre. Și dacă e să vă întoarceți pe vremea când erați copil, care sunt aromele, care sunt mirosurile care vă vin în minte? Că se spune și văd că este chiar adevărat că noi, oamenii mari, adulții, asociem Crăciunul cu anumite mirosuri din copilărie, cu anumite imagini din copilărie. În primul rând, cred că cea mai frumoasă imagine sau cel mai frumos miros pe care îl simți așa, sau cel puțin îl simt eu, mirosul cozonacilor și nașa mea de botez era expertă în a face cozonaci și mi-aduc aminte cu plăcere că abia așteptam să ne aducă vestitul cozonac, numai că părinții mei nu mă lăsau să mănânc înainte de slujbă de Crăciun și așa. Vă duceați la slujbă? Da, da. Când vă duceați? Când mă duceam cu părinții. Și... Da, slujba de Crăciun de dimineață. Era un obicei? Da, era un obicei în familie și mergeam cu toții de Crăciun la biserică. După ce ne întorceam de la slujbă, nu știam ce să mâncăm mai repede. Era, primul lucru era cozonacul acesta, chiar dacă oarecum era peste, era dulciu înaintea mâncării, dar era foarte bun și foarte gustos. Biserica a jucat un rol important în copilăria dumneavoastră, vă cea și l-a împărtășit? Da. Așa cum, după cum spuneam, părinții chiar țineau la istorie și la tradiție. Mergeam la împărtășii, mergeam de Crăciun, mergeam de Paște. Erau tradiții respectate și pe care și eu, la rândul meu, încerc să le duc mai departe așa cum se poate în zilele noastre. Deci Crăciunul dumneavoastră miroase a cozonacii nașei. Da. Miroase a... Miroase a... Brad natural sau? Nu, natural. De fiecare dată noi aveam brad natural și acum respect în continuare această tradiție, chiar dacă nu este, să spunem, un lucru al zilelor noastre să mai iei brad natural, eu chiar țin la această tradiție să luăm brad natural în fiecare an. Este o parte din sărbătoarea de Crăciun, este, să zic așa, verdele simbolizează regenerarea, simbolizează noul an și chiar... Deci brad natural. Brad natural, da. Cu mirosul specific. Da. Cum îl așteptați? Miroase a scrisori către moșul
Sau nu vă mai aduceți aminte? Nu, nu am scris scrisori către moșu, asta recunosc. În schimb, de ce? N-am fost copilul care să scriu scrisori. Okay. Dar, să spunem așa, de fiecare dată vorbeam cu moșul și l-așteptam pe moș să vină. Cum adică vorbeați cu moșul? Adică de, înainte spuneam cam ce-mi doresc, ce... Spuneați în gând sau cu voce nu, tare? Nu, cu voce tare și eu știu că mă asculta moșul. Erau mai multe lucruri în casă ascultate, dar moșul era unul dintre cei care ascultau în casă în acea poveste. Și de fiecare dată moșul m-a ascultat și cam ce mi-am dorit, cam aia mi-a și oferit. Se întâmplă și mai mare acum. Așa. Care este cadoul din copilărie pe care vi l-ați dorit foarte tare și Moș Crăciun, noastră fiind un copil cu minte, evident, vi l-a adus, fiindcă altfel nu vi l-a aducea. Există vreo jucărie pe care sunt v-ați două, dorit? Da, sunt două, din păcate doar una a mai rămas. Mi-am dorit foarte tare o mașină, da. O mașinuță de curse. Deci este din acea perioadă, da? Da, da, permiteți, da? Da? O ating cu grijă. Este din plastic așadar. Da, este o mașinuță. O mașină de curse, da? De pe acea vreme. Da. Și chiar mi-am dorit-o foarte tare la acel moment. Cu greu moșul a găsit-o și mi-a adus-o. Pe lângă aceasta, într-adevăr, mai mi-am dorit în copilărie și la acel moment părinții au făcut, să zicem așa, un pact cu moșul, cred, ca să-mi aducă jucăria, sau nu era un obiect, nu era chiar o jucărie, era o bicicletă. O bicicletă din aceea micuță, de copil mic. Cu roți ajutătoare? Nu, sau fără? Nu, fără. Încă eram în zona unde puteam să merg singur. Mi-am dorit foarte tare acea bicicletă. Ce culoare avea? Cred că era un Pegas alb, dacă mi-aduc bine aminte. Nu știu pe unde l-a găsit moșul, dar cred că mi l-a adus așa după câteva luni, pentru că nu-l găsea bicicleta. Și, într-adevăr, pentru acea bicicletă i-am promis moșului că o să iau premiul întâi și o să fiu cel mai cu minte copil. Nu știu, pe prima am realizat-o, a doua nu știu dacă am realizat-o, dar moșul nu s-a supărat. Împodobitul bradului era un ritual sau? La noi acasă nu era un ritual, era mai mult o imagine de familie, cine era în zona, în casă, în seara respectivă. Și de multe ori, de asta mă uit și acum ce se întâmplă, podobitul nu avea nicio legătură cu luna decembrie, adică era cum este acum la început de decembrie să împodobești bradul, atunci era clar în seara de... ajunul Crăciunului, noi împodobeam bradul. Deci 23, da? Da. De multe ori, cum să zic, bradul era împodobit cu câteva obiecte simple, câteva globulețe, mi-aduc aminte, unele foarte fine. Din sticlă. Din sticlă, dacă scăpam unul, se spărgea 100%. Și celebrele bomboane de pom, care în general sfârșeau pe 31 decembrie doar cu hârtia în pom. Așa, asta este o imagine, cred, a generației. Acum 30-40 de ani, copiii mâncau din pom bomboanele și lăsam ambalajele acolo, exact. Ca părinții să nu... Credeam noi că nu... Aceasta era imaginea și eu așa mi-aduc aminte. Din păcate s-a cam pierdut imaginea. Tot așa, completând imaginea bradului sau împodobirii bradului, erau jos, lângă brad, erau pungi cu portocale. Era singura perioadă în care aveam portocale. Și dacă mai aveam și câteva banane sus pe șifonier, era chiar... Pentru a se coace, că erau verzi, da. Deci cam asta este imaginea bradului, împodobirii bradului. Deci 23-24, da. Seara, nu mai devreme, nu pe 1, nu pe 2. Nu, aceasta era și o păstram de fiecare dată. Acum mi-au cam minte așa vag imaginea cum luam brazii. Și aici era o întreagă poveste.
Părinții veneau de la muncă și veneam, mergeam undeva în zona halelor, undeva pe Decebal, dacă mi-au aminte, și acolo veneau mașini cu brazi. Și era bătălia care braț să-l alegi direct din mașină, era foarte, da, așa mi-aduc aminte, acum e altfel. Erau bani, dar nu erau produse. Da. Oamenii aveau bani, dar nu erau braț suficient și fiecare dorea să aibă un braț frumos. Există vreun obicei pe care îl păstrați și în prezent din copilărie sau încercați? Vă iese aceea cu obiceiul acela cu biserica? Sau? Da, în majoritatea... Vă refer la băieții dumneavoastră. Da, da, da. Majoritatea cazurilor, da. Ce, să zicem, ce iese foarte bine, iese mai mult zona aceasta de a sta împreună și a fi împreună. Cât se poate acum. Spuneți-mi, vă rog, de ce oamenii, de ce noi spunem că nu mai reușim, nu toți, evident, că nu mai reușim să intrăm în atmosfera Crăciunului? Bun, eu cred că... Bine, atmosfera Crăciunului, cred că pentru fiecare are, evident, niște conotații personale. Da, și depinde și de cum te simți, cum simți Crăciunul. Pentru mine e o întreagă poveste și am tot văzut și în spațiu public discuții despre luminițe, ce culori, ce... Da. Pentru mine e foarte simplu. Sunt trei culori și eu așa aș face în... pe lângă faptul că trei culori însemna altceva pe timpul ăsta. Cunosc pe lume, da. Dar cele trei culori ce simbolizează Crăciunul sunt roșu, verdele și argintiu. Deci pentru mine acestea sunt cele trei culori și nu contează altceva decât în momentul când vorbești despre Crăciun, aici este. Roșu, îl avem și noi, simbolizează pentru mine cel puțin partea aceasta de sângele Mântuitorului. Verdele este regenerarea și avem tradiție în zona aceasta, Plugușorul vorbește despre regenerarea pământului, despre reîntoarcerea la viață după o iarnă grea, cam așa spune, o iarnă mai grea, este o mare. Este, da? Personală emisiunea, deci contează cum vedeți dumneavoastră, fiindcă fiecare avem viziuni sau avem păreri proprii. Da, și argintiul care vine, din punctul meu de vedere, vine de la simbolistica stelei călăuzitoare a nașterii Mântuitorului. Deci cam acestea ar trebui să fie, cel puțin în partea mea personală, ar trebui să fie culorile Crăciunului. Acum se discută și despre alte culori. Da. Colindele, ce rol au jucat sau cântecele? Am avut, vorbeau anumiți invitați și despre cântece, cântecele Crăciunului. Colindele, ce rol au jucat în copilărie? Mergeați la colindat? Mergeam, aveam să zicem, un ritual împreună cu un bun prieten de-al meu din copilărie. Cum îl cheamă? Ionuț Petre îl cheamă. Suntem vecini de mulți ani, ne știm de la 2 ani. De la colindat, de la, da, 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 mai devreme, de la creșă. Da, și noi mergeam cu tot ce înseamnă aceste cântece, colinde, tot felul de ovații. Care era preferatul? Unde erați cel mai bun? Fiind băieți, pentru noi cel mai important era Plugușor. Și ne pregăteam cu o lună înainte, deci eram celebri, pentru că ne făceam tot felul de... ne confecționam bici, să troznim, să tot felul de... Ați făcut bice? Da, da. Cu sfoară? Cu sfoară, cu acel mătase, bumbac, era cu acel mătase, bumbac, da, împletit. Da, chiar vorbeam aseară cu el, când căutam obiectul, da, și așa, și bă, îl mai ai pe undeva. Biciul, da, despre el era vorba. Nu îl mai găsesc. Era interesant să-l fi avut, da. Anii au trecut. Deci cu o lună înainte începeați confecționarea, da, biciului. Confecționarea și antrenamentul pentru
pentru seara când ne duceam cu plugușorul. Ce însemna antrenamentul? Unde vă antrenați? Pe stradă. Era trozneam, toți vecinii erau speriați. Bine, nu ca acum, nu era chiar atât de tare, bognitorile nu erau chiar atât cum sunt acum petardele acestea. Dar mergeam și istoria la noi era cu plugușorul să mergea în seara de 30 decembrie, deci nu se mergea pe 31. Și făceam repetiții cu versurile. Cu... Mai era și altcineva în, în gașcă? De fiecare dată mai venea câte cineva lângă noi. Nu era cineva, noi eram, să zicem așa, nucleu. Și mergeam, mi-au foarte bine aminte când la un moment dat, cred că aveam vreo 11 ani, am citit noi într-un ziar, atunci apăreau ziarele în format de hârtie și am citit un plugușor la modă din zilele respective. Deci nu plugușorul clasic, nu, era nu cel unul clasic. Adaptat. Și am zis să hai să-l adaptăm și l-am adaptat până la prima casă. Când după ce am spus primele versuri, ne-au luat respectivii domn la, cum să zic, la ceartă și... Ne-am dat seama pe loc că trebuie să-l schimbăm. Deci după o lună de repetiții am schimbat plugușorul. Ați revenit, de fapt. Am revenit la cel vechi. Numai că problema era că nu-l repetase. Și bineînțeles că știam doar 3 versuri din el. Și cam asta a fost. Deci anul acela a fost plugușorul cu 3 versuri. Ceea ce înseamnă că nu neapărat ce e nou, e da, și bun. Da, adevărul e că... N-a mers acel plugușor. Și unde colindați? Adică pe scările blocului bănuiesc că nu intrați. Nu, că n-avea loc biciul sau? Nu, în general eram mai mult în zona de case. Mai făceam și în zona de bloc unde mai cunoșteam așa. O luam din prieteni în prieteni. Cunoștințe, da? Cunoștințe, da. Oamenii deschideau porțile, ușile? În general, da, să știți. În general deschideau și erau binevoitori. Și ce primeați? Că era, urma împărțitul, eu țin minte împărțitul. După ce copiii strângeau ce strângeau, 6 mere, 5 mere, o împărțim la 3, 5, așa mai departe, bănuții. Deci se primea, dacă mi-au aminte bine, primeam și bănuți, primeam și mere, pere, nu știu exact altceva, nuci știu că am primit. Deci plugușorul a fost. Sorcova? Cu sorcova nu prea mergeam, că după sărbători, să zicem așa, după ce petreceam, nu eram în stare să mai mergem cu sorcova. În general, sorcoveam, să zicem așa, doar cunoscuții sau apropiații din familie. Cam ce făceați cu bănuții? Și nu întreb întâmplător. Fiindcă atunci erau obicei, erau, nu aveai după ce să faci și eu vă spun ce făceam eu. N-am spus-o până acum, dar o spun acum. Mă duceam și cumpăram timbre din centru, de la filatelie. Da, de la filatelie, corect. Am făcut și asta. Am și încă le mai am, clasorul și timbrele. Da. Gumă turbo pentru surprize. De la școală, în general, lângă școală aveam... Era o doamnă care, doamnă, când apărea miliția, fugea, dar înainte... Exact, da. Deci cam așa ceva, pe asta vă cheltuiesc banii. Da, erau foarte puține lucruri unde puteam să cheltuim banii. Tot felul de joculețe din acelea, Scrabble, tot felul de... Nu te supăra, frate, da. Mașini, mă rog, mașinuțe mai puțin, că nu erau jucării. În sfârșit, asta a fost perioada. Așadar, plugușorul a fost. De Crăciun, ce se întâmpla? De Crăciun sărbătoream în familie, sărbătoream cu familia. Familia deci... extinsă sau... În general extinsă, foarte rare cazurile când nu eram cu majoritatea din familie, adică nu mi-au aminte acum să fi sărbătorit vreodată singur sau așa, pentru că în general ne vedeam la bunici, la munte, la țară și stăteam 2-3 zile acolo cu ceilalți veri, cu bunicii. Într-adevăr, era și vremea. Unde e țara dumneavoastră? Unde a fost? Pentru mine țara era în comuna Sângeru, acolo, de acolo se întrage mama mea. Bunicii au murit între timp, dar mi-au aminte
toți eram în jur de 30 de persoane și toți, să zicem așa, în jurul unei sobițe cu căldură, stăteam acolo cu zăpada în curte, deci cam asta era imaginea. Și câte camere aproximativ? Vreo două camere, cred că erau. Deci oamenii, deci nu, despre Crăciun nu vorbim despre confort. Adică nu. Era mai mult despre căldură, atât în sânul familiei, cât și căldura sobei. Deci înseamnă că era și cu porcul, înseamnă că... Da, aceasta este o altă tradiție păstrată. Încă pentru mine este vie, adică încerc să o țin în fiecare an. Au mai fost ani când n-am putut, dar... Îmi face deosebită plăcere să fiu acolo să, cu porcul, să-l tai, să... Tot la sângerul? Da, încă mai am acolo. Am mai încercat și acasă, dar nu e chiar același lucru, să zicem. Cu bunicii aveți amintiri vii sau erați mult prea mic? Eram mic, dar încă i-am întipărit așa pe amândoi, în cel puțin din partea mamei, unde sărbătoream oameni simpli, oameni care își doreau foarte mult și iubeau să aibă în zona lângă ei nepoți, să fie agitație și, în general, bunica, de exemplu, mâncam noi, ne punea nouă să mâncăm copiilor și ea nu mânca. Era, nu mâncați voi, eu am treaba mea la sfârșit. Era un suflet foarte, cum să zic, foarte liniștit și fără apăsări foarte mari. Avea gospodăria, era ceea ce știa să facă cel mai bine. Beciul, pentru că avea beci, era plin cu de toate. Deci cam aici. Și iubea copiii. Iubea, cum să zic, din sentimentul acela matern, de dragoste pentru cineva din familie. Bisericoși? Da, bunicul era foarte bisericos. Eu țin minte că la, cred că aveam vreo 3 anișori, nu țin minte decât așa ca imagine, nu detalii. Nu mai știu exact, dar când, cred că de Paște, totuși de un Paște, da, nu de Crăciun, a fost prima dată când am intrat în altarul unei biserici. Am intrat în altarul bisericii din Sângeru, pentru că el era parte din, n-aș putea să spun... Din parohial, consiliul parohial. Da, din consiliul parohial. Și ținea foarte mult să ne insufle și nouă această dragoste. Aveți imaginea vie? Altarului, când da. Deci am fost, după mulți ani, cred că acum 2 ani, am fost în biserică la Sângeru și am rămas un pic, cum să zic, am retrăit acel sentiment al copilăriei, pentru că, deși fără imaginea clară a bisericii, simțeam oarecum ca și energie. Spiritual, simțeam că am mai trecut pe acolo. Aici, cu am mai trecut pe acolo, cred că ni se întâmplă tuturor, și mai ales când suntem mici, ni se par și clădirile mici ca fiind foarte mari și avem niște deja vu-uri, cum se spune, și sunt, e ceva inexplicabil de pe semne că e de la Doamne, Doamne. Așadar, domnule Cristian Apostol, Crăciunul, în continuare pentru noastră, miroase a cozonac, a brad natural, da, a biserică, sau în primul rând, mi-a plăcut foarte mult că a spus accentul pe, de fapt, pe cea mai importantă semnificație a Crăciunului, și anume nașterea Domnului. Da. Fiindcă pare că a devenit așa, adică nu pare, a devenit, din păcate, nu peste tot. Sunt locuri unde se păstrează. Măneci, unul dintre locuri, Maramureșul, Bucovina, sunt locuri unde se păstrează, dar a devenit comercial. Suntem într-o goană după cadouri, de parcă despre asta este vorba de Crăciun. Și mi-a plăcut că a spus accentul pe această semnificare. Da, ar trebui să fie. Nu e depus accentul, pur și simplu fiecare simte sărbătoarea într-un anumit fel. Pentru mine, aici este sărbătoarea, cum să zic, e legată de biserică. Nu poate să nu fie legată de biserică. Pentru că de acolo vine sărbătoarea, vine din zona bisericii și noi doar oarecum am extins
ceea ce biserica a transmis către noi de-a lungul secolilor. Deci pe 25, de obicei, când puteți, adică când puteți, sunteți la biserică? Da, da, deci în fie, cam în fiecare an merg la biserică. Vă mulțumesc mult de tot pentru deschidere, pentru faptul că ați intrat în jocul nostru cu această mașinuță care are câți ani? N-aș putea să spun exact, dar are cel puțin 30, are sigur. Și căciulița, prima căciuliță pe care a purtat-o după mărime, clar, la grădiniță, în acele celebre scenete pe care le făceam. Da, acest lucru este o altă imagine din copilărie, cu scăunele puse în linie și spunând poezii, dacă mi-au bine aminte. Nu spuneți că mai știți vreuna de atunci. O să fiți surprins, am spus la un moment dat o poezie și cred că colegii de generație încă mai știu, pentru că îmi picase poezia Cățeluș cu părul creț. Tatăl meu n-a fost de acord să o spun și i-a spus educatoarei sau învățătoarei, educatoarei, i-a spus că eu voi spune El Zorab. Și am spus vreo 15 sau 20 de strofe din El Zorab de Crăciun la grădiniță. Foarte tare! Dacă... Ce memorie bună! Adică ăla chiar ați exersat mult. Am exersat, să știți. Acum dacă ar fi să îmi pun copilul, nu l-aș pune. Chiar am exersat foarte mult pentru acea poezie. Încă mai am versurile... Cum începea? La pașă vine un arab. Cu graiul stins, cu ochii stinși, cu graiul slab, ceva de genul. Ați avut succes maxim de Crăciun cu El Zorab sau? Da, să știți că da. Deci toată sala a muțit și așteptau să vadă cât mai puteți, cât mai știți. Da, cât spun din poezie. Am spus destul de mult, adică... Da, a fost o ambiție la momentul acela tatălui meu. Am dus-o până la capăt. Căreia și... s-a părut că această poezie, Cățeluș cu părul creț, e mult prea scurtă și pe semn nerelevantă pentru băiatul lui Cristi. Da. Care poate mult mai mult și... Da, a fost o ambiție, acum mai însă fiecare are ambițiile lui. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Cristian Apostol, să aveți sărbători luminate, sărbători frumoase și vă mulțumesc pentru deschidere. Cu drag, mulțumesc și eu. Aici punem punct aceste emisiuni. Ne revedem curând, dragi prieteni.